Recent s-au desfășurat lucrările Comisiei Județene de aplicare a programului pentru școli al României în perioada 2017-2023, mai cunoscut sub numele de Cornul și Laptele. În urma discuțiilor a fost avizată lista produselor în vederea demarării procedurilor de achiziție pentru încheierea de contracte multianuale, mai exact pe o perioadă de 4 ani. După finalizarea tuturor procedurilor de selecție și achiziție, elevii din școlile hunedorene vor beneficia zilnic de gustări care cuprind lapte și produse lactate, precum și produse de panificație, respectiv cornuri și covrigi, la care se adaugă și fructe. A fost convocată comisia care a fost constituită prin ordinul prefectului, din care face parte și Inspectoratul Școlar Județean. Am fost prezenți administrația județeană a județului Hunedoara. Acolo a fost avizată lista acestor produse. Este vorba de lapte, produse lactate, produse de panificație și fructe. Licitația se va face pe următorii 4 ani. Autoritatea publică pentru organizarea și derularea contractului de achiziție aferent programului Cornul și Laptele este Consiliul Județean Hunedoara, licitațiile urmând a se desfășura luna viitoare.